Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom vedea ce s-a mai întâmplat cu piața cripto per total și o mică analiză tehnică, un mic update pentru Bitcoin, iar ulterior vom comenta câteva știri importante apărute în ultimele 2-3 zile maxim. Așadar, per total, piața cripto de vreo 3 zile, cam așa, este în scădere, dar am avut un maxim al prețului Bitcoin de pe la 48.000. În acest moment îl avem în scădere de pe la 42.000, 43.000, cam așa, a oscilat în ultimele 24 de ore. Și apoi avem diferite alte criptomonede și tokenuri, cum ar fi de exemplu Ether, Tether, BNB și așa mai departe, care și acestea au în mare parte scăderi. Desigur, USDT-ul nu poate să aibă scăderi, este un stablecoin, la fel și USDC-ul, dar celelalte, din câte putem vedea, au cam scăzut. Să vedem cine a mai crescut în ultimele 24 de ore. Kava, Engine Coin și, dar oricum, creșteri foarte, foarte mici. În ultimele 7 zile am avut creșteri pe Mina, care a fost listată pe exchange-ul Coinbase, mi se pare, acum ieri sau alaltăieri, ceva de genul. Și datorită acestui fapt a avut această creștere, da? Din câte știm, Coinbase este unul dintre, de fapt, al doilea cel mai mare exchange, da, de cripto din lume, din punct de vedere al volumului tranzacționat. Așadar, a avut un mic pump Mina în ultimele 7 zile. Bun, apoi ce am mai avut în ultimele, nu știu, ultimele 2 săptămâni, cam așa, am avut, ia să vedem, volum, 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 da, nu prea mai avem volum pe ele. Aveam proiectul Stern cu tokenul GMT și practic în acest caz văzusem o creștere destul de impresionantă de aproape 300%, ceva de genul. Nu știu cum au reușit să acapareze o capitalizare așa de mare, da, deci din câte putem vedea aici pe 27, iar noi fi pe martie, 27 martie aveam un preț al acestui token de 75 de cenți, iar apoi a crescut chiar și până la 3 dolari, da, deci o creștere în acest caz de peste 300%, o creștere foarte mare. În sine, la bază, dacă ar fi să facem o analiză fundamentală acestui token, o să-i fac oricum o să apară, dar ce vă pot spune deocamdată este că nu am o părere neapărat foarte bună despre acest proiect, dar nu își merită banii, nu își merită capitalizarea de piață. În practică, ce este Stern? Este o aplicație, să spunem așa, pentru telefon și, mă rog, au încercat să facă ceva gen Axie Infinity, dar pe partea de sneakers și de încălțăminte, să spunem așa, și aceste jocuri, chiar dacă inițial se spunea că sunt play to earn, da? Deci te joci ca să câștigi. De fapt, sunt mai mult pay to earn, da? Deci plătești ca să câștigi, nu prea mai e play to earn. Dacă doar te joci și nu investești bani în aceste proiecte, nu vei face nimic, doar îți vei pierde timpul, așadar poți să te duci să te joci Mario, să te joci Zuma sau ce alte jocuri mai sunt. Da. Deci nu am o părere neapărat foarte bună și nu aș investi în așa ceva, dar gen un proiect de gen Stern. Chiar și Zilliqa a avut o creștere foarte, foarte bună în ultimele 2 săptămâni, sau mă rog, acum câteva zile, ceva de genul o săptămână. Unde este Zilliqa acum? Ia să-l vedem. Zilliqa aici. A scăzut la loc. Da, deci oricum a avut o creștere destul de bună în ultima perioadă. Vedeți aici acest mega pump de la, stați un pic să vedem, o lună. Era pe la 4-5 cenți, da? Apoi a urcat până pe la 11, apoi maximul l-am avut pe la 20, 21 de cenți. Asta înseamnă o creștere cam de 4 ori, de 5 ori, da? Da, bine, în acest interval destul de mare. Totuși, pump-ul a început cam pe aici, când era pe la 10.
10-15, da, deci am avut o creștere de cam 100% de aici, iar acum în ultimele zile a scăzut tot cam la fel cu cam 100%, da, dat fiind că am avut maximul istoric pentru ultima lună aici în ce zi era asta? 4-a 1-a, deci în aprilie, 1 aprilie. Ziua păcălelilor, deci de ziua păcălelilor practic ne-am luat, a început tot acest dump pe Zilica. A fost acel mare hype pe Zilica din, de fapt datorită proiectului lor, care nu mai știu cum se numește, Metapolis sau ceva de genul. Un serviciu pe care îl dezvoltă cei de la Zilica, dar se pare că acest hype a scăzut, da, și prețul, din câte putem vedea, al acestui token a scăzut destul de mult. Totuși, dacă aveați Zilica cumpărat pe aici pe la 4-5 cenți, încă se merita să țineți, da? Bun, sau să vindeți direct acum, oricum faceți 100% de profit. Haideți totuși să trecem mai departe. Și mai era ApeCoin, da, la categoria Metaverse. ApeCoin, un proiect interesant, un proiect speculativ pe care puteți specula, se mai poate specula și acum, da, foarte probabil. Totuși trebuie făcut o analiză fundamentală, am făcut deja, m-am uitat pe site-ul lor să văd cine sunt fondatorii, cu ce se ocupă și așa mai departe. Am văzut cam ce și cum, dar nu am avut timp să fac o analiză fundamentală în care să vă explic vouă, tot ce ține de ApeCoin. În principal, nu aș ține așa ceva pe termen lung, l-aș lua doar pentru a specula. Da, deci acum vând la 15 dolari sau vând la 20 și așa mai departe, când am eu targetul, nu aș ține pe termen lung așa ceva. Pe termen lung, în principal, ce aș ține ar fi Bitcoin și Ethereum. Da, Ethereum, de fapt, fiind proiectul, Ether fiind criptomoneda proiectului. Bun. Să trecem la analiza pe Bitcoin. În acest caz, ce putem vedea? Vedem un volum care se menține oarecum constant, cel puțin pe Binance, pentru perechea Bitcoin Tether US. Și în acest caz avem niște rezistențe updatate de mine, da, deci avem rezistență aici. Rezistență, suport în acest caz pe la 42.190, care a fost testat, acest suport a fost testat acum câteva ore, din câte putem vedea, prețul ajunsese pe la 42.125, da, asta în ultimele 24 de ore. A fost testată, deci această rezistență și-a luat oarecum o rejectare, pentru că în acest moment ne aflăm pe la 42.400. Un alt suport important îl vom avea în acest moment, nu neapărat pe la 44.000 cum era înainte, ci pe la 45.000, iar următorul pe la 47.000. Asta e o zonă foarte importantă. Acum, ce ne interesează pentru următoarele zile, următoarele săptămâni, este faptul ca Bitcoin ori să consolideze puțin aici, iar apoi să înceapă să crească, da, din punct de vedere al prețului. Altfel, dacă vom mai testa acest suport, da, este foarte probabil să îl spargem. Da? Cu cât se testează mai mult un suport, cu atât este probabilitatea mai mare de a fi spart. Așadar, dacă vom sparge acest suport, dacă îl vom pierde, ceea ce se va întâmpla este posibil să ajungem din nou prin această zonă 38.000, 39.000, da? Pe aici suntem. Prin această zonă posibil să ajungem din nou. Aici ar fi de cumpărat, dar acum depinde, nu de cumpărat de toți banii, de cumpărat per total, să spunem așa, pe termen lung, acum depinde de strategia fiecăruia, da? De câți bani are fiecare de investit, da? Și așa mai departe. Este destul de greu să dau un procentaj și așa mai departe, dar da, ar fi de cumpărat. Așadar, deocamdată trebuie să urmărim ce se va mai întâmpla cu Bitcoin, dar cam acestea sunt scenariile posibile, da? Deci, ori vom mai rămâne aici o zi, două, da? Pe lângă acest suport, iar apoi prețul o va lua în sus, ori
Desigur, vom ajunge cam prin această zonă 38.000, 39.000. Da, interesant deocamdată.